Conform informațiilor vehiculate, Ion Călinoiu ar fi primul pe lista candidaților la Senat, iar Ponta la deputați, fostul premier fiind urmat de Florin Cârciumaru și actualul deputat Mihai Weber. Socialdemocratul Ion Călinoiu a negat faptul că la PSD Gorj s-ar fi discutat deja locurile eligibile pentru parlamentare și a precizat că în ceea ce îl privește nu s-a decis dacă va mai candida la alegerile locale sau parlamentare. Ca opțiune personală încă nu m-am pronunțat și nu știu dacă va fi un acord al meu să candidez la ora actuală pe vreo listă la parlamentare sau locale. Mai mult, Călinoiu a spus că nu există o astfel de listă a candidaților pentru parlamentare, întrucât prioritare pentru PSD Gorj sunt alegerile locale din vară și apoi cele din noiembrie. Un alt posibil candidat pentru un post de senator din PSD Gorj este Andrei Maioreanu. Acesta nu are însă susținerea întregii conducere a organizației PSD Gorj. Recent, Maioreanu a spus că va candida la parlamentare, indiferent dacă Ion Călinoiu îl va susține sau nu. Probabil el a spus-o nu în ideea că ar avea ceva cu mine personal, că nu are nevoie de susținerea unui om anume, indiferent ce funcție are, pentru a-și depune candidatura. Și candidatura și-o depune fiecare, dacă dorește să candideze, care are dreptul de a fi ales și atunci va fi selectat cu șansele cele mai bune. Pe de altă parte, Călinoiu îi transmite lui Maioreanu că toți candidații PSD pentru alegerile parlamentare vor fi selectați în interiorul partidului.